Verde Cu Mona Nicolici La Europa FM în față o rubrică nouă, Misiunea Verde, care să ne ajute să înțelegem ce să cerem de la primarii noștri când vine vorba despre mediu. Am promis că vom aduce la Misiunea Verde atâția primari câți vor dori să spună verde în față unde se află mediul pe lista lor de priorități și cu ce planuri verzi vor să-și câștige cetățenii într-un eventual nou mandat. Astăzi vorbim despre Constanța, orașul nostru de la malul mării, în care revenim de câte ori ne este dor de aerul sărat al Mării Negre. Iubim Constanța, dar ne și supărăm pe ea. Am vrea o mai primitoare, mai verde, mai modernă și în același timp am vrea ca istoria ei să fie mai strălucitoare, mai evidentă, deloc în paragină, așa cum poate o descoperim uneori. Primarul orașului Constanța, domnul Vergil Chițac, este acum la misiunea verde. Bun găsit și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Să vă mulțumesc de invitație. Sunt multe lucruri pe care ni le dorim de la un oraș într adevăr, însă pe noi astăzi ne interesează să știm cât de verde este orașul Constanța uh, și vreau să vă întreb dacă sunteți pregătit pentru întrebări și răspunsuri. Vă rog. Verde în față, da? Da. Bun, pe o scară de la 1 la 10, pe ce loc se află mediul în prioritățile administrației locale Constanța? 7 8 7-8, fiind mai puțin decât, adică 1 e... Nu, 10 8. fiind, 10 fiind maximum. A, adică să stați bine cum ar veni, stați foarte... Stăm bine. bine. Cred că ar trebui, dincolo de ce ne propunem noi, să conștientizăm și populația, pentru că nu am senzația că în România lucrul ăsta este foarte bine conștientizat. Ar trebui în zona asta educației populației să facem mai mult, Sigur că e vorba și de nivel local, dar și la nivel național și noi asta faceți foarte bine cu emisiunea aceasta. Vă mulțumesc frumos, știți că și eu am așteptări foarte mari de la primari în general, pentru că rolul acesta al educației pe mediu vine prin exemplu, după părerea mea, de sus în jos. Așa este. Cât de verde este transportul public în Constanța? Și așa aici îmi spuneți foarte concret câte autobuze verzi aveți, dacă există infrastructură pietonală pentru. Doamna Nicolici, noi, noi am investit, suntem pe finalizarea modernizării unor bulevarde, am investit 400 de milioane de lei din bani europeni și contribuția noastră e adevărat. Asta înseamnă că am modernizat Bulevardul 1 Mai, Lăprușne, Decembrie, Ferdinand, strada Mircea, Tomisu, acolo, acolo avem toată infrastructura pietonală necesară, inclusiv, spații, inclusiv uh, piste de biciclete. Uh -huh. Uh -huh dorind în felul ăsta să-i determinăm pe cetățeni să mai lase mașina acasă, pentru că asta este problema. Și problema asta nu este numai în Constanța, Adevară. Adevară. e problema națională. și să se deplaseze. Și astăzi când noi vorbim, în Viena o treime se deplasează cu transportul public, o treime merg pe jos sau cu bicicleta și o treime cu mașina personală. Avem mult până acolo. Transportul am început un proiect de modernizare a flotei de autobuze. Avem, în momentul de față, 21 de autobuze sunt în circulație. Câte autobuze verzi aveți? Vă rog. Verzi, autobuze verzi câte aveți. Deci încă? sunt electrice, de asta v-am spus. Da. l am achiziționat anul trecut. Acum avem în probe, și cât de curând, în luna februarie, vor mai intra. Încă 21 de autobuze, deci vom avea 42 de autobuze electrice. Astea sunt de 10 metri, celelalte erau de 12. Și de asemenea, suntem în achiziție, am semnat contractul de finanțare, nu achiziționăm noi, Ministerul Mediului, pe PNRR, încă 22 de autobuze. Deci, în final, vom avea 60, dar nivelul nostru de ambiție este să ajungem la 80-100 de acum, autobuze electrice. În electrici. acest moment aveți 42, înțeleg. Da. Câte da. stații de încărcare pentru mașini electrice aveți în constanță? 20. Toate 20 făcute? în momentul de față, eu vorbesc de cele făcute de noi. Asta spune, mandatul dumneavoastră. Noi vorbim. Da, de, noi de administrație, nu vorbesc de cele care, pe care, care le au făcut privații în, în stații de încărcare sau la, sau la supermarketuri. Deci vorbesc numai de cele care sunt publice. Perfect. Câți locuitori beneficiază de infrastructura necesară pentru colectarea separată a deșeurilor. Aici este un mare ofal meu. Stăm foarte prost din perspectiva asta. Vreau să vă spun că, deși targetul național impus de Uniunea este 70% reciclare, că bănuiesc că ăsta este contextul în care discutam, Constanța reciclează numai 5%. Cred că nimeni nu îndeplinește în România chestiunea asta. Ce? De ce? Cauzele sunt multiple. 1. Lipsa infrastructurii. Eu am început un proiect prin care, cu banii noștri... Uh, am distribuit în oraș 4, 14 încoinsule digitalizate. Uh, avem în achiziție la Ministerul Mediului, avem proiect semnat finanțare pe PNRR 275, deci vom avea să spunem 300, ne mai trebuie 200. La Problema a dat? Problem... Suntem Problema asta este -a -a. mult mai complexă și nu trebuie să vorbim dând răspunsul simple, pentru că e vorba de infrastructură și e vorba de treaba noastră, dar nu numai nu, nu mai noi trebuie să ne facem treaba, trebuie pe de altă parte compania de salubritate să și facă treaba, dar și cetățenii trebuie să înțeleagă pentru că totul pornește de la de la colectarea selectivă în casa cetățenilor care apoi să facă o depunere selectivă pe fracții uscate respectiv fracții umede. E un proces care va dura eu cred că în, viitor, în viitorul mandat, mă rog, viitorul mandat trebuie să aibă ca prioritate reciclarea, industria asta circulară. Este important, în Constanța, îl prioritizăm. Însă trebuie foarte mult efort de pus în zona asta. Eu știți că sunt, dați în voie, vă rog. Sunt și da. alți mari care au reușit să facă asta chiar într-un mandat. Dumneavoastră sunteți pe final de mandat, ar fi trebuit să aveți măcar semnate contractele cu oirepurile. Ce păi le avem, cu... semnate, contractele A, semnate, avem și... semnate contractele cu oirepurile. urile semnate și tot. Avem semnate contractele cu oirepurile. Nu e adevărat că le-am semnat la sfârșitul anului trecut, în luna octombrie, nu chiar la sfârșit. Știm mecanismul ăsta, este funcțional, însă suntem de-abia la început. Însă, Nivelul ăsta de 7 de e prea ambițios. Eu vă spun că nimeni în România nu reușește să ajungă acolo, măcar la jumate să fim de ambițioși. Spațiu verde, spațiu verde, este un subiect care mă interesează foarte tare. Care este suprafața totală a spațiilor verzi în orașul Constanța? Și indicele de spațiu verde pe cap de locuitor? Ce pot să vă spun este că față de 26 de metri pătrați pe cap de locuitor, cât este normativul european, nu ne mai lipsesc 30 de hectare. OK. Asta pentru că e Constanța un oraș poate norocos. Știți că Organizația Mondială a Sănătății spune că trebuie să avem 50 de metri pătrați pe cap de locuitor. Dar câți metri în total sau cât spațiu verde ați creat dumneavoastră în acest mandat? No. Da, Nicolici, nu am o dată exactă, dar pot să vă spun așa, că noi am acționat În momentul de față reabilităm parcurile existente. Aici vorbesc de parcul de la FA, care a fost reabilitat, patru de la Casa de Cultură, poate știți Constanța, teatru de, pe parcul de la Teatru de Operă și Balet Danovski, parcul cel mai mare tăbăcărie, și dincolo de lucrările care se fac într-un parc, de la Iluminat până la, până la, hai să spunem, mobilier urban, vrem să creștem și nu vrem, creștem densitatea de vegetație. În același timp, avem parcuri noi pe care sunt proiecte mature pe care le vom finanța pe POR 2021-2027. Pe Deaua Verde este un parc nou la ieșire din Constanța spre studiul stațiunii și, de asemenea, în zona compozitoră avem un parc, uh, sediul fostului Registru Autoromân, care a... a adică de la sunt parcuri noi pe a... care le-ați creat în acest moment? Sunt marcat? parcuri noi pe care le vom crea, sunt într-o da, fază avansată... Pe, pe noi ne interesează ce aveți în momentul ăsta, nu ce aveți în plan. Bun. În același timp, în interiorul, în interiorul cartierelor am acționat pe zona de regenerare urbană. Adică erau erau spații pârloagă pe care le-am inclus în procesul de regenerare, cam în toate cartierele. Deci eu apreciez că în timpul mandatului meu, cred că până în momentul de față, vorbim de 4-5 hectare de spații verzi în plus. Deci, știți că am o întrebare de la un ascultător Europa FM, Hello. un locuitor din Constanța, care mă roagă să vă întreb câți copaci ați tăiat prin crearea locurilor de parcare. Nu, 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 nu. E, e, un, cum să spun, se strecoară așa informații care n au nicio legătură cu realitatea. Noi nu putem să creăm locuri de parcare pe spațiile verzi, doamna Nicolici, pentru că ne interzice legea. Deci n asta niciun copac, asta nu. să știu. În schimb, a trebuit să tăiem că, din păcate, în urma fenomenelor meteo extreme, știți că am două săptămâni la rând în Constanța am avut furtuni tropicale, au căzut nici mai mulți, nici mai puțin de 1200-1300 de copaci, pe care ar trebui să-i tăiem într-adevăr. Și în parcuri, și pe străzi. Bun. Registrul spațiilor verzi există pentru Constanța? Există. În momentul de față nu este operațional. Îl folosim ca document de lucru. Nu este operațional pentru că încă, știu eu, colegii mei de la, de la Serviciul de Specialitate, de la Direcția Generală de Servicii Publice, Serviciul Spații Verzi, au niște neconcordanțe. Deci nu, nu l-am oficializat aprobându-l în Consiliul Local, dar de noi îl noi folosim. Îl folosiți, dar nu există, practic, în mod legal, da? În, în, mod, în mod oficial, oficial. da. Ok. Despre calitatea aerului din Constanța, se măsoară? Uh, nu, se măsoară, dar la Agenția de Mediu. Eu nu. Nu, nu dumneavoastră, ca primar, ați avut această inițiativă să vedeți cum este calitatea. Știu știu că știu din datele publice că nu avem o problemă cu calitatea aerului în Constanța. Și eu știu tot de la locuitorii din Constanța că acolo, pe Lăpușneanu, cel puțin, este un punct de măsurare care este tot timpul în alertă din cauza lucrărilor de reabilitare a infrastructurii rutiere care se fac fără nicio măsură de protecție a calității aerului și a mediului în general. Și asta este de la un ascultător, nu e de la mine. Ce-i răspundeți? Bun. Pot accepta, Doamne, ferește, nu vreau să. Pot ați accepta. măsuri de protecție a mediului sau ați cerut celor care fac. Am, am, cerut, am cerut antreprenorilor să facă treaba asta. Pot accepta că au fost situații în care probabil mă rog, au lucrat și nu au protejat mediul, că a fost praf mai mult acolo și local, foarte bine concentrat în zona aceea de care vorbiți de asta, Dacia, calitatea aerului în anumite momente ale zilei, în special Valea, a fost depreciată, însă una peste alta în Constanța, bine, și poziția orașului la mare, și faptul că nu mai avem o industrie generatoare de, de poluare a făcut ca, în momentul ăsta calitatea aurului să nu fie o problemă. Încă o întrebare. Mai am uh, proiecte pentru folosirea energiilor regenerabile și mă refer aici la clădirile uh, administrative. Da. Există? Toate, toate școlile și marea lor majoritate fie sunt. Uh, avem contracte de finanțare și sunt în timpul lucrărilor, fie dacă nu. Sunt în proces de, de a fi semnate contractele de finanțare. Intră în, în programele acestea de reabilitări termice și în mod automat avem dotarea lor cu panouri fotovoltaice. Dar aveți în momentul ăsta sau sunt. O toate școlile pe care le-am făcut în okay. Sunt primar 10 instituții publice, toate au așa ceva. Și programul va continua. Vom ajunge probabil la 60, 69 de școli, cât este rețeaua, dar absolut toate vor intra în, în program de reabilitare energetică. Dar dincolo de asta, noi am aplicat la pe PNRR pentru autoconsum, pentru că vrem prin autoconsum să ne, să ne plătim factura la iluminat și de asemenea compania noastră de transport. City Bus, compania locală de transport aflată în Sulean, Consiliului Local, are un proiect pe care îl va, îl va de îndată ce va fi colul la Ministerul Energiei, îl va aplica, pentru că dacă nu e așa, o dotăm cu autobuze electrice, trebuie să aibă și ei posibilitatea să, să producă energie electrică regenerabilă. Mă rog, mai scad costurile, ceea ce e foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult! Aș vrea atât la final, să, și după discuția noastră în care ați trecut așa poate pentru prima dată doar pe acest subiect. Știu că e greu pentru un primar care se confruntă zilnic cu multe subiecte, dar mediul devine din ce în ce. Este important și va deveni din ce în ce mai important. Și aș vrea să ne spuneți la final, dacă veți candida pentru un nou mandat, care vor fi lucrurile pe care vă veți concentra, pe care n-ați și pe care vreți să le faceți pentru Constanței? Că, în momentul de față, între prioritățile mele, dacă, dacă așa, am 10 priorități în momentul de față, a 11 -a este să candidez. E prea devreme să ne punem. Atunci da, spune următorului primar. Ea spune că sunt multe chestiuni care sunt urgente în Constanța și ar trebui rezolvate în următorul mandat, dar printre care se numără fără discuție reciclarea, da. um colectarea cu și că se reciclarea. reciclarea. Eu când spun reciclarea, plec de la colectarea selectivă, depozitare, colectare selectivă. Eu zic că o, e, sunt două lucruri separate. Da. Și de asemenea, aș, aș vorbi într-adevăr de, de transport, de transportul în comun, pentru că noi, ca oraș, trebuie să luăm o decizie curajoasă. Și anume, ce prioritizăm noi? mașina sau transportul în comun. Amândouă nu se poate. Bicicleta, aș spune eu. eu cred că ar trebui să prioritizăm transportul în comun și să facem ca oamenii să-și lase la casă sau eventual chiar să renunțe la ele. Și de asemenea, bineînțeles, cum a spunea noastră Constanța Verde, Constanța... Cred că ăsta e și numele programului, Constanța Verde. Trebuie să înverzim orașul și să creăm cât mai multe spații spații verzi. Cam asta ar fi pe zona mediului în următorul mandat. Domnule Chițac, vă mulțumesc foarte mult. Acum, dacă veți candida sau nu, eu sper că îi veți spune viitorului primar să fie mai atent și atunci când eu știu, sunt lucrări de reabilitare, să știți că sunt foarte supărați Constanțenii că durează de atât timp și orașul este blocat, dar dacă tot se întâmplă asta, atunci să fie cu verde și nu cu praf și și cu noroi. Vă mulțumesc tare mult! Succes aveți! Și noi o să continuăm această rubrică. O să întrebăm și pe Constanțeni dacă ceea ce ați spus dumneavoastră aici este valabil și pentru ei, și vă mulțumesc încă o dată. Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.